Ca să-și poată hrăni micuții, caută fier într-un munte de gunoi cât este ziua de lungă, pe care apoi îl vinde. Chiar și așa, sunt zile în care nu are ce pune pe masă, iar toată familia ei merge flămândă la culcare. Vorbim despre o mamă care, în ciuda vieții extrem de anevoioase pe care o duc ea și copiii săi, este conștientă de un lucru. Ai carte, ai parte. Așa că luptă din răsputeri ca micuții ei să aibă acces la educație, iar pe viitor să ducă o viață decentă. Datorită Fundației FDP Protagoniști în Educație, copiii femei merg la grădiniță și la școală. Niciodată nu lipsesc. Vă avertizez, urmează imagini și detalii cu un puternic impact emoțional. Universul ei este limitat. Nu a avut șansa să meargă la școală, să deschidă o carte. Pentru copiii ei însă își dorește o lume bogată în cunoștințe. Această femeie are o fată și un băiat pentru care muncește până la epuizare, la groapa de gunoi lângă care cei trei locuiesc. Dacă eu nu am școală, este lus. Bate să aibă copiii mei școală dacă eu nu am. Să învețe și să aibă și ei un viitor. Fetița în vârstă de 2 ani este dusă zilnic la un centru mobil ce aparține Fundației Protagoniști în Educație. Mergem, o schimbăm, o spălăm, îi dăm să mănânce, să joacă acolo. Fiindcă autoritățile ignoră această parte din România, în zonă nu există apă și curent, iar asta le îngreunează munca, inclusiv celor din cadrul asociației. Din păcate, în momentul de față nu avem apă și e destul de greu, lucrăm cu șervețele umede. Stai. Chiar și așa, centrul înseamnă schimbare, iar cei mici simt asta, se citește pe chipul lor. Ia, du-te la mama acum, la mama. Fuga. Bravo! Cum percep ei toată asta? Ca o schimbare, cumva, pentru că... O vor, o acceptă? Munca mamei de zi cu zi este extrem de grea. În mod clar, de la groapa de gunoi nu se pierde nimic, iar oamenii de aici din zonă știu lucrul acesta cel mai bine. Saltele ca aceasta, aruncate de noi sau de alții, aici sunt valorificate. Mai exact, sunt date foc, sunt arse, pentru că fierul acesta care rămâne, pentru oamenii de aici reprezintă o sursă de venit. Bani pentru a trăi, chiar dacă de multe ori, de pe o zi pe alta. Bărbatul din imagine a încercat din răsputeri să-și depășească condiția. A terminat 12 clase, dar norocul nu i-a surâs și în continuare își câștigă existența din gunoi. Viața grea. Nu ajută nimic ca primăria și asta. Nu ajută nici firmele. Nu ajută nimic. Ei săraci ce găsesc un pereche de Adidas sau rupți, unul de o culoare, altul de altă culoare. Vă dați seama, mizerie, vin acasă... Mizerabil, unde te speri? La Ligian? Aceste suflete sunt predispuse la boli grave din cauza aerului contaminat pe care îl respiră, iar medic în preajmă nu există. Vine ambulanța, mai vine, dar foarte greu, foarte greu. Te durează jumătate de oră, o oră până vine. Pentru a colora cât de cât viața oamenilor din această regiune, e nevoie de implicarea noastră. Donează 2 euro prin SMS la 8848 cu textul ajut. Numai așa, toți cei aproximativ 800 de copii care locuiesc aici își vor putea clădi un viitor prin educație.